să sperăm că cei doi vor evolua la nivelul de competiție pe care o așteptăm și noi să fie plină de spectacol și cred că, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, evoluțiile arbitrilor vor fi fără reproș. Da, tineri, spunea anterior, doi tineri arbitri, tineri care promit, tineri cu stofă de arbitri, dar depinde cum își vor gestiona cariera de acum încolo. De la orele 15, estimați telespectatori, va avea loc cel de-al doilea sfert de finală din cea de-a 8-a ediție Cupa Biga a liceelor din județul Hunedoara la fotbal. Sfert de finală ce le va pune față în față pe colegiul tehnic Anghel Salini din Simeria și colegiul tehnic Oviden Sușeanu din Călan. Iată ce ritual au cei de la CNS Cetate Deva, stimați telespectatori, se strâng toți în preajma cercului median pentru a aduna energie, pentru a aduna speranță, pentru a-și definitiva, să spunem așa, strategia care să-i ducă cât mai sus în această cea de-a 8-a ediție a Cupei Big a liceelor din județul Hunedoara la fotbal. Nu prea sunt spectatori la acest prim sfert de finală, dar pe măsură ce această fază înaintează spre finală vor fi tot mai mulți spectatori. Apogeul din punctul de vedere al spectatorilor va fi atins joi seara de la orele 19, când va avea loc finala mică, urmând ca de la orele 20 să aibă loc finala mare. Iată, la un pas să înceapă acest prim sfert de finală din cea de-a 8-a ediție a Cupei Big a celor din județul Hunedoara la fotbal. Spuneam despre faptul că cele două formații se cunosc, sunt redutabile și cu strategii separate. Trebuie să recunosc faptul că echipa Colegiului Tehnic Transilvania are în componență și câțiva dintre sportivii care activează la echipa de juniori a formația Autobergamo Deva. Deci, de pe acum ne gândim la faptul că vor fi evoluții interesante și evoluții pe care le așteptăm, cum spuneam, cu multă ambiție și cu multă sportivitate, pentru că noi așa competiția noastră este cunoscută pentru fair play-ul de care de fiecare dată echipele participante au dat dovadă. Echipa Colegiului Tehnic Transilvania sau cei de la Auto, iată și un prim fault pe care îl înregistrăm la jocul nostru. S-a fluierat rapid, s-a și pus mingea în joc, dar, cum spuneam, cei doi arbitri vor fi foarte atenți la acest lucru. Au cartonașele la ei, am verificat înainte de debutul jocului, așa că nu va fi nicio problemă ca să vedem și un prim șut la poarta celor de la Auto. Autorul acestuia este jucătorul cu numărul 8 din echipa Colegiului Național Sportiv Cetate Deva. Acum Toto execută o lovitură de la colț, prea acolo numărul 8, e vorba de Todor Robert, nu reușește să străpungă apărarea celor de la Colegiul Tehnic Transilvania. Acum din nou pleacă pe contraatac cei de la CNS Cetate Deva. Prea Lupu pe partea stângă, Lupu care este rezervă la echipa mare la CNS Cetate Deva. Lupu în față cu un adversar, încearcă să-l fenteze, reușește operațiunea. Prea numărul 21, e vorba de Totoi. I-am văzut pe Totoi și pe Lupu destul de, având o poftă destul de mare de joc. Acum Toto Robert este faultat, stimați telespectatori, și vor beneficia cei de la CNS Cetate Deva de o lovitură liberă. Acum un jucător de la CNS Cetate Deva, numărul 8, Toto Robert, la un pas de 1-0, numărul 11, șut, apără Grigorescu. Ce frumos a descurcat Grigorescu, la un pas să-i fie perforată poarta în acest minut 3 al partidei dintre CNS Cetate Deva și Colegiul Tehnic Transilvania. Colț pentru liceul sportiv. E numărul 21, Totoi Vlad trimite la magia care îl prea acolo Toto Robert și apără Grigorescu. Se descurcă, dar doar pe jumătate defensiva celor de la Colegiul Tehnic Transilvania. Acum aruncă de la margine din jumătatea de teren a celor de la Transilvania sportivii. Iată ce lob frumos. Acum Mihalache la balon, trece de un adversar, pasează numărul 8, e vorba de Fiț Tiberiu. Mingea se joacă în jumătatea de teren a Colegiului Tehnic Transilvania. Prea numărul 7, l-am numit aici pe Fiț Tiberiu, trimite unui coechipier în preajma propriului careu. Se pare că cei de la Sportiv au început în forță această repriză și au avut deja trei ocazii, ocazii bune de a înscrie. Au ratat și din nou sunt în acțiune, dar a intervenit foarte, foarte bine portarul celor de la Auto, e vorba de Alexandru Grigorescu, și a scăpat echipa de un gol ca și făcut. Rămâne ca mingea să fie repusă din colțul terenului de către cei de la Sportiv și
Așteptăm să vedem și replica celor de la auto, pentru că, am spus, este o echipă care are pretenții la locul întâi al acestei ediții a Cupei Big FM la fotbal. O să vedeți, stimați telespectatori, pe parcursul derulării acestor meciuri, două stiluri de comentatori. Liviu Rădău este mai tânărul meu coleg, care va prelua până la urmă ștafeta de la mai vârstnici colegi. Are un stil caracteristic fotbalului argentinian, dacă pot să spun așa. Trăiește fiecare execuție, dacă e bine spus așa, fiecare fază, electrizant. De aceea, de fiecare dată, eu o să mă rezerv să comentez doar atunci când nu va mai avea Liviu Rădău suflu. Deci, minutul 4 aici la Sala Sportului din Deva, 0-0 între Cetate Deva și Colegiul Tehnic Transilvania. Predau legătura lui Liviu. Mulțumesc, Nicu, pentru complimente, dar un om ca mine niciodată nu rămâne fără suflu dacă are alături un om de valoare a ta. Și acum cei de la Colegiul Tehnic Transilvania, stimații telespectatori, vor beneficia de o lovitură de la colțul terenului. Purtătorul tricolorului cu numărul 6, Ivan Sergiu. Să vedem ce soluție vor alege cei de la Colegiul Tehnic Transilvania. Sunt aproximativ 100 de spectatori în tribună. Mingea scoasă până la Mihalache. Mihalache, soluție bună, și prepară mingea cu călcăiul. Jumătate reușită această fază, numărul 10, Grosu Andrei, repune de la margine foarte repede. Iuțescă ritmul aceste faze, surprize! Și apără Achimeț Alin. Achimeț Alin cred că are pulsul la 200, stimații telespectatori, în urma acestei faze, preparată foarte bine de cei de la Colegiul Tehnic Transilvania. Acum încearcă să contabilizeze foarte bine cei de la Colegiul Național Sportiv Cetate Deva balonul numărul 4 din trupa lui Clozan Gheorghe. E vorba de Demian Andrei, protejează balonul. Acum Lupu la balon, pasă până la Totoi. Totoi prea cu spatele, preajma cercul median, vine chiar în cercul median, numărul 6 din trupa lui Gheorghe Claudiu. E vorba prietenului Ivan Sergiu, trimite mingea în afara terenului de joc. CNS Cetate Deva repune de la margine. O minge lobată, fără nicio adresă. Iese Grigorescu. Nu știu dacă era cazul să iasă așa vehement, fiindcă nu avea niciun adversar în apropiere. Acum repun din jumătatea de teren a celor de la Colegiul Tehnic Transilvania Sportivii. Numărul 11, e vorba prieten de Toader Mihnea. Toader Mihnea până la un echipier, pasă liniar, parul 5 verdi, prea același Toader Mihnea în apropierea careului lui Grigorescu. Bună intervenția portarului de la auto. Se vede că încă toți colegii lui, cei îmbrăcați în echipament galben, au găsit o strategie de a crea mai multe culoare către poarta sportivilor, dar încet, încet timpul va arăta care este echipa mai valoroasă. Din nou, jucătorul cu numărul 21 de la Sportiv este foarte aproape de a trimite mingea în poartă. E vorba de Vlad Tuțoi. L-am văzut de două ori față în față cu portarul celor de la Transilvania și cred că aici a fost un fault. A lăsat arbitrul Cătălin Giurgiu să se joace mai departe faza respectivă. Poate că ar fi fost bine dacă ar fi fluierat acolo un fault. A fost ținut jucătorul de la Sportiv de tricou. Da, dar nu a fost un fault așa de tare încât să influențeze atât de mult jocul și probabil arbitrul aflat pe acea parte a considerat că mai bine să lase jocul liber. Nu știu după ce raționament s-a ghidat, dar vorba aceea, totul e bine când se termină cu bine. Acum Sportiv inițiază o acțiune de atac. Minge ce era destinată lui Totoi. Se pare că e o neregulă acolo în preajma careului lui Grigorescu, Colegiul Tehnic Transilvania. Acum are pune Totoi de la margine, să vedem pentru ce variantă vor opta sportivii. Prea acolo numărul 8, e vorba de Tor Robert din echipa lui Clozan Gheorghe și își bate joc practic de această fază. Vor repune din propria jumătate de teren sportiv. E vorba de purtătorul tricolorului cu numărul 8, Roberto, trimite la un coechipier. Se aud scandări din tribune, deja euforia în CPS-i cuprinde pe cei peste 100 de spectatori prezenți la această partidă. Prea numărul 11, Toader Mihnea, pasă liniară până la Lupu. Se vede ce soluție vor alege sportivii. Prea numărul 3 din trupa lui Gheorghe, e vorba prieten de Hans Radu, greșește prea acolo de carul de la Sportiv Boldor Denis, multe bâlbeli și Mihalache apără Achimeț.
Ce frumos au scurt circuitat cei de la Transilvania, apărarea celor de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva. Repune numărul 6. E vorba de Ivan Sergiu. Ivan Sergiu reprimește același Ivan Sergiu. Pasă cu exteriorul piciorului drept. Mingea se joacă undeva preajma cercului median. Pericol. Iese Grigorescu. Se vede soluția aleasă și i-a trecut glonțul pe la ureche portarului Grigorescu de la Colegiul Tehnic Transilvania. Am observat în cele 8 minute aproape 9 care au trecut de la debutul acestei partide că cei de la Sportiv, iată, reușesc să înscrie. Este autorul golului, jucătorul cu numărul 8, Robert, tot cel care a avut două sau trei intervenții în apropierea porții adverse și iată-l acum, în minutul 9, reușind să înscrie. Spuneam înainte de acest gol despre faptul că aproximativ 8 minute care au trecut de la debutul jocului, cei de la Sportiv au avut o dominare teritorială mai bună și au reușit să-și creeze mai multe ocazii care, iată, s-au concretizat cu acest gol înscris de către Robert Tot. Și spuneai la un moment dat, Liviu, de faptul că s-a trezit galeria. S-a trezit galeria în momentul în care Denis Boldor a intrat în teren la echipa Sportivilor. Probabil că este unul dintre colegul care este cel mai mult aplaudat de către fanii săi. Da, au fost primele 2-3 minute în care cei de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva au vrut să arate că ei sunt șefii, după care cei de la Colegiul Tehnic Transilvania, tot din Deva, au echilibrat puțin balanța în privința fazelor de poartă. Au avut câteva ocazii prin Mihalache și Fiț Tiberiu, după care au apăsat pe accelerație, au venit cu luciditatea, să spunem așa, de acasă cei de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva și Robert Tot în minutul 9, stimați telespectatori, a făcut ca scorul să fie 1-0 pentru Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva, dar cei de la Colegiul Tehnic Transilvania nu se predau încă. Acum marcatorul golului, Robert Tot, pierde o minge în favoarea lui Mihalache. Mihalache nu contabilizează foarte bine mingea, care părăsește suprafața de joc și va fi repusă de la margine din jumătatea de teren a celor de la CNS Cetate Deva. Sunt două echipe redutabile, rezultatul încă nu poate fi bine stabilit de către noi. Iată-l, ce spuneam, egalitate înscrie pentru formația Colegiului Tehnic Transilvania, jucătorul cu numărul 7, Tiberiu Fiț, el a mai încercat poarta Sportivilor și reușește, iată, în minutul 11 să restabilească egalitatea. Spuneam că sunt două echipe redutabile, două echipe care știu să joace fotbal chiar dacă joacă în sală și acest lucru se dovedește. Cei de la Colegiul Tehnic au stat liniștit și au găsit multe variante și cel de-al treilea gol pe care îl urmărim acum pentru formația Liceului Sportiv. Am să las pe Liviu să vă spună despre cine este vorba. A marcat juniorul, unul dintre juniorii de la CNS Cetate Deva, Marian Lupu, stimați telespectatori. Marian Lupu a fost introdus și în turul de campionat trecut în Liga 3-a, în repriza a doua, în ultimele 15-20 de minute, de antrenorul celor de la CNS Cetate Deva, Violet Tănase. Și Marian Lupu, un fotbal mare, pot să vă spun că se descurcă foarte, foarte bine. Știe să cântărească fiecare minge ce o are în primire aproape de fiecare dată. Marian Lupu a înscris în minutul 12 pentru 2-1 pentru CNS Cetate Deva. Marian Lupu, Boldor, câțiva dintre juniorii de valoare și de perspectivă ai celor de la CNS Cetate Deva, dar cum au primit, cum a fost conduși în urmă cu 4 minute cei de la Colegiul Tehnic Transilvania cu 1-0, au reușit grație concentrării model să revină pe tabela de marcaj și să egaleze situația și acum poate au posibilitatea să o facă dacă se concentrează așa cum trebuie. Iată ce tertipă tehnică făcut acolo, o fază braziliană, dacă vreți, stimați telespectatori, reușită de un echipier al celor de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva. Lupu predă mingea la un coechipier, vorba de numărul 11, l-a numit aici prieten pe Toader Minea. Toader Minea, acum numărul 10, Boldor Denis. Cei de la CNS Cetate Deva schimbă mingile între ei în aplauzele publicului spectator. Dacă zicea ceva foarte Nicu... Foarte aproape de noi este galeria celor de la Sportiv. Se bucură pentru faptul că echipa lor conduce cu 2-1, dar îi văd și pe cei de la Colegiul Tehnic Transilvania veniți cu vuvuzelele din tătare și probabil că se vor încălzi la pauză.
Cele două echipe până la urmă arată că sunt cele mai puternice și cred că vor face acest spectacol de care ne bucurăm. Spuneam de galeria celor de la Sportiv, concurează pentru trofeul pe care îl vom pune în joc împreună cu organizatorii. Am hotărât împreună cu Marius Dragomir să acordăm un premiu special pentru cea mai volubilă galerie prezentă la turneul de la Sala Sporturilor. Hai să spun ceva, Nicu, ai amintit anterior de felul în care se extaziază, de felul în care se manifestă cei din galeria celor de la CNS Cetate de Va. În prologul transmisiunii tale, ai, într-o frază, ai inclus cuvântul argentinian și ei probabil te-au auzit și au vrut să creeze o atmosferă tipic sud-americană. Acum Fodor Andrei îl pune la punct pe Ghiura Claudiu, antrenorul, timonierul celor de la Colegiul Tehnic Transilvania. Iată, foarte bine, foarte bine. Chiar am discutat cu cei doi arbitri înainte de debutul jocului și le-am spus să profite de posibilitatea regulamentară de a sancționa toate ieșirile nesportive și probabil că antrenorul formației de la Colegiul Tehnic Transilvania a avut ceva de reproșat, mai mult decât regulamentar arbitrului, și cred că Andrei Fodor își respectă condiția de arbitru. Eu l-am urmărit și la câteva jocuri pe care el le-a avut în jocurile divizionare și pot să spun că este un tânăr de nădejde care nu se teme niciodată de a arăta fața bună a regulamentului. Un atac pe care îl încearcă cei de la Colegiul Tehnic nu le este de data asta, probabil presați un pic și de scorul de pe tabelă. Și acum din nou Liceul Sportiv, bună intervenție a portarului Grigorescu, Alexandru Grigorescu, cel care face multe lucruri bune acolo în poartă pentru formația sa. Îl văd, este și căpteanul formației până la urmă, dar îl văd foarte supărat pentru faptul că toți cei care sunt acolo în față nu reușesc să se apropie mai mult de poarta sportivilor. Ceea ce este îmbucurător, stimați telespectatori, e faptul că în două minute, pe parcursul la două minute, s-a înscris trei goluri. Lucru ce arată de la sine, doamnelor și domnilor, faptul că cele două formații au o potență de joc extraordinară. Acum meciul este întrerupt, cum spunea și Nicu, Fodor Andrei, aproape de fiecare fază, intransigent, își respectă condiția de arbitru talentat. Nu contează că nu este un meci oficial, pentru el nu este în fotbalul mare, dar contează, pentru experiența lui contează și aceste meciuri. Fotbalul în sală este mult mai rapid decât fotbalul mare și de fiecare dată fazele respective trebuie apreciate cu multă, multă rapiditate pentru a decide asupra, să zicem, fazei respective sau regulamentului. Și iată ce se putea întâmpla aici la această fază. Până la urmă au scăpat cu fața curată cei de la Sportiv și un atac care se va termina cu un aut lateral. Vreau să spun anterior că nu contează că nu este un meci oficial pentru Fodor Andrei, nu arbitrează în fotbalul mare, el cu aceeași ardoare își etalează talentul de arbitru pe care natura i l-a dat, să spunem așa, stimați telespectatori. Este intransigent și este aproape de fiecare fază. Iată, acum Mihalache respinge un atac al celor de la CNS Cetate Deva, care prepară mingea propria jumătate de teren. Totoi pasă scurtă la un coechipier, acum preia numărul 4, e vorba prieten de Demian Andrei. Și un gest, iar un gest nesportiv pe care îl fac cei de la Colegiul Tehnic. Au trimis mingea în lateral, deși s-a florat un fault acolo. Până la urmă, cred că aceste competiții prind bine pentru toți, mai ales că în ultima perioadă sportul nostru este lipsit de competiții de nivel județean și de nivel național. Am înțeles că perioada imediat următoare va fi relansată acea competiție pentru fotbalul juvenil, Cupa Coca-Cola, la care vor putea participa formațiile de liceu și cred că acest lucru se va finaliza cu premii foarte valoroase pentru echipele care vor ajunge în finală. A fost anunțată această competiție chiar la întâlnirea pe care am avut-o noi cu echipele care s-au înscris pentru a participa la această ediție. De la Cupa Big FM la Cupa Coca-Cola nu este decât un pas, așa că ne bucurăm pentru faptul că, iată, sportivii au posibilitatea să fie prezenți în competițiile de mare anvergură. Și
A patra greșeală pentru formația Colegiului Tehnic Transilvania. Să menționăm, Liviu, că la competiția noastră se vor desfășura pentru fiecare partidă câte două reprize de câte 20 de minute. Conform regulamentului, în caz de egalitate, se va merge cu minute de prelungiri, două reprize de prelungiri. Ne-am asigurat timpul necesar, astfel încât să putem prinde toate jocurile în spațiul de timp pe care l-am consacrat acestei ediții a 8-a a Cupei Big FM la fotbal în sală. Spunea Nicu anterior de acest gen de competiții. Acest gen de competiții sunt benefice pentru sportul românesc, întrucât ele pot fi rampă de lansare pentru numeroși sportivi. Am văzut și aseară aici în sala sporturilor din Deva un meci din Cupa României la futsal dintre Autobergamo Deva și United Galați. Am văzut 5-6 jucători care au fost descoperiți în urma unor astfel de competiții interlicee. Am văzut jucători de la United Galați care au fost descoperiți acolo. Am văzut jucători de la Autobergamo Deva care au fost descoperiți tot în cadrul unor astfel de competiții. Așadar, colegul și prietenul nostru, totodată, Marius Dragomir, a avut o idee extraordinară. Trebuie apreciată, trebuie lăudat pentru această inițiativă ce a avut-o și ce dă nu e de 8 ani de zile și să sperăm că mulți ani de acum acolo competiția Cupa Big FM a liceilor din județul Hunedoara la fotbal va dăinui, deoarece este o rampă de lansare și este o competiție care descoperă talente. Da, așa este, Liviu. Mă bucur pentru faptul că avem și noi posibilitatea să fim alături de Marius Dragomir și de Radio Big FM, la care amândoi mai venim cu informații din când în când. Cred că este o competiție care trebuie să meargă mai departe. Sper să ajungem la ediția cu numărul 20, cel puțin noi cei care suntem comentatori volenteles la această ediție. Se reia partida de aici, de la sala sporturilor, dintre Cetate Deva și Colegiul Tehnic Transilvania. 2-1 este scorul în favoarea sportivilor, cu aproape un minut și jumătate înainte de final. Și tot sportivii sunt la minge acum, încearcă să construiască încet, încet un atac și să se îndrepte către poarta apărată de Alexandru Grigorescu, inspirat la 2-3 ocazii, și pot să apreciez că a avut intervenții foarte, foarte bune Alexandru Grigorescu. Din păcate, nu a fost salvat la cele două goluri de colegii săi. Dar este timp suficient pentru ca rezultatul de pe tabelă să se întoarcă în favoarea unora sau altora dintre jucătorii care evoluează acum pe suprafața de la sala sporturilor. Grigorescu Nicu, prin intervențiile sale anterioare, și-a ținut practic echipa în viață, a avut intervenții de 10 stele. Iată acum Totoi! Șut pe lângă bara din stânga porții lui Grigorescu, că tot amintea de Grigorescu, probabil ne-a auzit Totoi și a vrut să... Arată că are totuși valoare. Da, și Totoi i-a încercat vigilența lui Grigorescu, dar nu și-a reglat bine tirul. Acum a pleiat numărul 4 din trupa lui Clozan. E vorba, prieten, de Demian Andrei. Demian Andrei vine acolo, numărul 8, Mihalache. Mihalache îl deposedează pe un adversar. Preia numărul 11, Toader Mihnea, dar continuitate negativă pentru faza celor de la CNS Cetate Deva. Greșeală pentru Fiț. Fița a pierdut balonul și vor repune cei de la Colegiul Tehnic Transilvania mingea din propria jumătate de teren. Numărul 7, Fis Tiberiu, până la numărul 4, la numite aici prieteni pe Costan Dacia, numărul 4, jucător de nota 10. S-a încheiat primul mitan 2-1 CNS Cetate Deva, Colegiul Tehnic Transilvania. A fost o partidă destul de animată, peste 100 de oameni prezenți la această partidă. Galeria frenetică a celor de la Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva are de ce să fie mulțumită, dar să fie și prudentă, fiindcă surprize a mai văzut. Și noi se spune că ne întoarcem după pauză, când partida se va rola de la scorul 2-1 în favoarea celor de la Sportiv.
Revenim, doamnelor și domnilor, la sala sporturilor din Deva, aici unde se desfășoară cea de-a 8-a ediție a Cupei Big FM la fotbal în sală. O primă repriză pe care am urmărit-o în jocul dintre Cetate Deva și Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Scorul este 2-1 la pauză pentru Sportivi, goluri înscrise de Tot și Lupu. De partea cealaltă, pentru Colegiul Tehnic Transilvania, a înscris Fâț în minutul 10, la jumătatea primei reprize. Și am consemnat, dacă doriți, și o trimitere în tribună a antrenorului Claudiu Ghiura de la formația Colegiului Tehnic Transilvania pentru proteste la deciziile arbitrilor. M-am consultat cu arbitrii la pauză și mi s-a spus că din cauza protestelor mai mult decât neregulamentare. Revenim deci cu repriza secundă. Iată, chiar acum s-a fluierat reluarea jocului. 2-1 este scorul în favoarea Sportivilor și cred că putem să tragem și noi o concluzie. Ce zici? Bate Sportivul sau bate Transilvania? Nicu, cert este că Sportivul înaintea acestei competiții, cu ori ce altă formație ar fi căzut, ar fi fost în postura de favorită, dar după felul în care au evoluat treburile pe parcursul primelor 20 de minute, aș putea spune că meciul este, să folosesc un termen tehnic, este de 1x2. Prin felul în care s-au dăruit cei de la Colegiul Tehnic Transilvania, prin felul în care au abordat fie ce fază, în fie ce colțișor sau colț al terenului, stimați telespectatori, cei de la Colegiul Tehnic Transilvania nu au venit aici la sala sporturilor din Deva doar să o vadă, doar ca simpli turiști, fiindcă mulți dintre ei știu. Iată șutul senzațional al decarului din trupa lui Ghiura, Grosu Andrei, care îngroșa gluma dacă marca pentru 2-2. Și un faul de cartonaș acolo, jucătorul cu numărul 6 de la echipa Sportivilor va primi un cartonaș galben din partea arbitrului Andrei Todor. E vorba de Marius Lupu, cel care primește acest cartonaș și o lovitură liberă pentru cei de la Auto. Una dintre aceste echipe, chiar dacă vrem sau nu vrem noi, va merge mai departe, iar cealaltă se va mulțumi doar cu a urmări viitoarele partide din tribună sau de la televizor. Să le mulțumim și colegilor de la Hunedoara TV pentru faptul că sunt alături de noi la organizarea acestei competiții. Mai așteptăm un pic până se așează jucătorii la această fază și celălalt arbitru. Cătălin Giurgiu are ceva de spus să le transmită jucătorilor celor două formații. Și acum șut, dar fără niciun efect până la urmă. Gol! Scrie pentru Colegiul Tehnic Transilvania Fitz Tiberiu. Ghiura ar trebui să fie cumpătat. Se pare că tu, Liviu, ții cu cei de la Auto. Uite-te, ar trebui să fim un pic și noi mai aproape de cele două formații. N-ai strigat gol atunci când au înscris cei de la Liceul Sportiv, dar am constatat că ai voce ca și Ilie Dobre al nostru de la Radio România Actualități. 2-2 este scorul înscris acum pe tabelă în minutul 23 și de acum vom aștepta și noi să vedem desfășurarea de forțe de ambele părți, pentru că nu e așa, am spus, una dintre cele două formații se va duce acasă. Și acum, din nou, o acțiune reușită a celor de la Auto, dar mingea s-a strecurat în afara terenului și au scăpat cu fața curată Sportivii, ca să zic așa. O să folosim termenul Sportivii și cei de la Auto, sunt mai cunoscute așa liceele. Au venit și mai mulți susținători în sală. E o partidă importantă pe care, normal, și colegii ar trebui să o susțină cu mai multă vocație aici în tribunele de la sala sportului. Liviu s-a dovedit că are un dinte împotriva celor de la Sportiv, după cum a strigat la microfon gol, 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 dar asta este. Până la urmă, meseria noastră trebuie să fie una dintre cele mai interesante și mai apreciate de către spectatori și de către, până la urmă, toți cei care activează în lumea sportului.
Nu a fost la primele goluri, nu a fost în direct și de aceea nu a strigat gol, nu m-am manifestat în felul în care am făcut-o la golul cu numărul 2 al celor de la Sportiv. Acum prea Totoi prepară foarte inteligent o minge, trimite spre înapoi până la numărul 4. E vorba prieten de Demian Andrei, care se debarasează de balon, trimite pe bandă stângă, dar faza celor de la Sportiv e întreruptă. Acum Fis Andrei, pas până la numărul 10. E vorba prieten de Grosu Andrei, prepară inteligent un balon, trece de un adversar, nu reușește operațiunea. Când vine vorba să treacă și de al doilea, iată un tertip elegat acolo al numărului 8 din trupa lui Gheorghe Mihalac. Ionuț trimite mingea, dar o face fără adresă și balonul va fi repus din jumătatea de teren a celor de la Sportiv, de cei de la Colegiul Tehnic Transilvania, care se pare că au sânge proaspăt în fiecare fază, injectează multă dârzenie și injectează mult nerv. Un șut al unui jucător de la Colegiul Tehnic Transilvania îmi vine să râdă, deoarece Achimeț, golkeeperul celor de la CNS Cetateva, mai mult a scăpat decât a degajat balonul la faza precedentă. Acum apărea de carul din trupa lui Clozan, Boldor Denis junior la CNS Cetateva. Numărul 6 se bâlbe acolo în apărarea lui Gheorghe, dar Grigorescu, prestație de 10 cu plus, rezolvă situația în defensivă a lui Gheorghe Mihalac. Se luptă acolo cu numărul 11, Toader Mihnea și Fodor Andrei pe poziție de fault în atac. Acum repune de carul lui Clozan. Pe fază până la urmă Andrei Fodor, l-am tot lăudat, să vedem dacă va ține trendul până la finalul turneului nostru. Cred că este de bun augur și pentru el acest turneu și cred că va face față până la urmă avalanșei de, să zicem, contravenții, infracțiuni la regulamentul competiției de fotbal pe care le vor practica mai tinerii lui colegi. Revenind la efortul celor două echipe, cred că cei de la Liceul Auto a avut o discuție foarte incisivă la vestiar, au preferat să intre în vestiar în timp ce sportivii au stat pe hol, au discutat probabil strategia pentru partea a doua a acestei întâlniri. După cum se vede, au revenit cu acel gol neinspirat apărarea sportivilor, iar portarul Achimeț a fost întrecut de până la urmă efortul celor de la Auto în lupta pentru gol. Și acum din nou Auto în atac, o repunere din colțul terenului, nu se grăbesc, așteaptă să se așeze colegii săi, e vorba de Mihalache, cel care a trimis și iată ce se putea întâmpla acolo, neatenți din nou, neatenți sportivii în faza de apărare, o să-i coste aceste mici probleme, pentru că foarte incisivi, uite și acum este acest lucru confirmat, apărarea celor de la Liceul Sportiv este varză. Să nu amintim de legume la un meci de fotbal, să mă rog, stimați telespectatori. Este un termen realist până la urmă, Liviu, nu te supăra. Au plecat din poziția de favoriți a întrecerii și se vede că nu stăpânesc foarte, foarte bine acea fază de apărare. Au luat două goluri pe greșeli flagrante, pot să spun așa, și cred că vreo două sau trei ocazii ale celor de la Liceul Auto au fost salvate de intervenția portarilor și șut, iată din nou o fază bună creată de jucătorii de la Auto. Fiță, Tiberiu a fost în prim planul fazei precedente. Spuneai în intervenția ta anterioară de infracțiuni, la infracțiuni Fodor Andrei, stimați telespectatori, aplică sancțiuni. O primă sancțiune a fost limitarea pe parcursul primului imitat a lui Claudiu Gheorghe, care se pare că s-a cam potolit și a pus și el gândurile în ordine pe răftuleț acolo și iată s-a dus la vestiare. Adică nu-i de joacă. Da, nu-i de joacă, s-a dus la vestiare și le-a implementat o mentalitate, să spun așa, sănătoasă jucătorilor săi. Nu știu cum i-a reorganizat din punct de vedere mental, dar joacă altceva, arată altceva și e adevărat și CNS Cetateva arată altceva față decât lumea se aștepta. Acum prea un jucător de la Sportiv întârzie un tempo și Grigorescu bate din palme în semn de mulțumire pentru felul în care a scăpat de această fază. Oricum Grigorescu este pregătit să facă față oricărei situații, aproape oricărei situații la care
presupus de jucătorii antrenați de Iclozan Gheorghe. Da, m-am amuzat puțin termenul tău referitor la felul în care ai caracterizat evoluția defensivei lui Iclozan Gheorghe, dar debusolată apărarea celor de la Sportiv și acum o intervenție de fotografia depus în ramă și dedus la expoziție a lui Grigorescu Alexandru, stimații telespectatori, goalkeeperul de 10 cu plus al lui Ghiura Claudiu, acum o pasă telefonată la care nu ajunge nimeni. Minutul 30, stimați telespectatori, nimeni, probabil nici cei mai pesimiști suporteri ai celor de la CNS Cetate Deva nu se așteptau ca în acest minut 30 să fie 2-2 în compania celor de la Colegiul Tehnic Transilvania. Acum Fis Tiberiu, minge bombată și balonul se lovește de numărul 9, e vorba de Branea Bogdan. În comparație cu edițiile precedente, această echipă a Colegiului Național Sportiv Cetate din Deva mi se pare mai puțin bună decât precedentele, are jucători în componență, jucători de valoare și acum Totoi, dar n-are nicio șansă atunci când Grigorescu vine cu vehemența de acasă și și-o pune în joc și o scoate la rampă. Minutul 30, stimați telespectatori, Lupu pregătește un șut, dar nici așa nu-i vine de hack lui Grigorescu, care apără din toate pozițiile, cu toate părțile componente ale corpului. Grigorescu repune până la numărul 10, vorba de Grosu Andrei. Grosu Andrei prelungește o minge, pasă de 4-5 metri până la numărul 8. E vorba de Mihalac Ionuț. Mihalac Ionuț, dacă vreți, e playmakerul formației lui Ghiura Claudiu, care îl văd că afișează un alt temperament în aceste momente al celui de-al doilea mitan. Acum preia un jucător de la CNS Cetate Deva, care trimite cu călcâiul la Chimeț, reprimește acel jucător, o minge ce era destinată lui Totoi, dar se pare că și lui s-a terminat puțin combustibilul și e 2-2. Efort maxim depus de jucătorii celor două formații și cred că nu se împacă nici una, nici cealaltă dintre echipele care evoluează cu rezultatul de pe tabelă. Mai sunt aproape 9 minute și jumătate până la finalul timpului stabilit pentru desfășurarea acestei partide. Două reprize de câte 20 de minute. În caz de egalitate vor urma prelungiri și apoi lovituri de departajare. Vom vedea însă cum va evolua scorul până la finalul și cred că aici se cuvine o lovitură liberă. Îl văd pe Cătălin Giurgiu luând decizia de a fluiera un fault acolo. Fără comentarii. Fără comentarii și cred că a fost o decizie bună. Vom vedea la finalul jocului care vor fi declarațiile unora sau altora dintre reprezentanții celor două formații. Până la urmă este o lovitură liberă, să vedem cine va executa și dacă va reuși să-l învingă pe portarul celor de la Sportiv. Nu s-a fluierat, s-a executat înainte de fluierul arbitrului, dar ținând cont de faptul că este o competiție pentru elevi, presiunea rezultatului este foarte, foarte mare, iar normal, fiecare încearcă să-și tranșeze victoria de partea lui cât mai repede. O partidă pe care o vom urmări de la ora 15 este cea dintre liceele din Simeria și Călan, două echipe care, iată, au venit ca și oaspete la turneul nostru și cred că va fi o partidă la fel de interesantă. Sportivul la balon și bună intervenția lui Alexandru Grigorescu, goalkeeperul formației de la Auto, care are evoluții nu chiar de 10 plus, pentru că a luat totuși două goluri, hai să spunem de 10, și a scăpat echipa de câteva decizii foarte importante și îl văd foarte nervos pe Alexandru Grigorescu la una dintre deciziile arbitrilor oficiali la jocul de astăzi. Cred că mai bine și-ar vedea el de poarta pe care o stăpânește foarte, foarte bine și să lăsăm deciziile arbitrilor. Până acum nu au fost decizii care să defavorizeze una sau alta dintre formații.
o repunere pentru sportivi, nu pentru cei de la auto foarte rapidă și ușu de la mare distanță, care nu a avut efect pe spațiul portii apărate de Alin Achimeț. Ne apăm în minutul 33, stimați telespectatori, al primului sfert de finală, ediția 8-a Cupa Bigaliceilor din județul Hunedoara la fotbal CNS Cetate Deva, Colegiul Tehnic Transilvania. 2-2, 4 goluri în mai puțin de 30 de minute, stimați telespectatori. Lucru ce spune de la sine, fără doar și poate, de felul în care această competiție a prins în rândul liceenilor. Iată ce fază superbă, numărul 8 din trupa lui Viora, Mihalache Ionuț, trimite, se întinde acolo ca o coardă de Viora, dacă vreți, Achimeț Alin, și respinge în corner. Pericolul planează lângă, în preajma porții lui Achimeț Alin, va fi lovitură de la colț, numărul 10 de Carul Gros Andrei din trupa lui Gheora. Claudiu se pregătește să semene pericol în careul lui Achimeț, pasă la marginea careului, rea acolo numărul 3, Hentz, dar fără nicio modificare pe tabela de marcaj. Spuneai înainte de Grigorescu că a fost mai nervos, a avut o ieșire nesportivă, e mai volatil din fire, deoarece în timpul liber practică cheioan la un club din Deva. Iată ce slalom, acea cursă a numărului 6, Ivan Sergiu, mi-aduce aminte, stimați telespectatori, de Alberto Tomba, cu slaloma pe părțile de schiuri, așa a făcut-o și Ivan Sergiu la faza precedentă. Acum un șut, dar peste bara transversală a porții lui Grigorescu. Minutul 34 al partidei, 2-2, CNS Cetate Deva, Colegiul Tehnic Transilvania, se joacă care pe care, se joacă, se folosesc un termen din box, cu garda jos. Iată un lucru ce vine să-mi întărească afirmația anterioară, numărul 8, Mihalache, la un pas să creeze din nou panică la poarta lui Achimeț Alin, care a avut câteva intervenții de începător. Acum 2-2, înainte cu aproape 6 minute de finalul acestei partide, noi ne-am dorit să fie și prelungiri și lovituri de departajare, pentru că ar fi mai plină de spectacol. Se vede că au venit mai motivați de la vestiare reprezentanții celor două formații și acest lucru contează foarte, foarte mult pentru spectacolul de aici, de la Sala Sporturilor. Mingea, până la urmă, este cea care se îndreaptă către o poartă sau cealaltă, depinde și de inspirația jucătorilor și, din nou, greșeală pe care o trecem în contul formației de la auto. A fost un hands acolo și sportivii vor beneficia de o lovitură liberă de la vreo 20 de metri aproape central pe poarta apărată de Alexandru Grigorescu, goalkeeperul pe care l-am apreciat pentru intervențiile pe care le-a avut. Dar din păcate și strategia de joc a celor de la sportiv nu este cea mai bună. Cred că acolo se cuvenea o pasă undeva în lateral, nu un șut direct pe poartă, așa cum a vrut jucătorul celor de la sportiv. Acum avem un aut lateral și se pregătește să repună mingea în joc. Nu s-a constatat, s-a considerat de către formația, de către arbitrul de centru, Andrei Fodor, că este mai bine să întrerupă jocul pentru un time-out solicitat de antrenorul Claudiu Gheora de la formația Colegiului Național, Colegiului Tehnic Transilvania. 2-2, un rezultat care nu dă siguranță niciunei echipe că poate fi declarată câștigătoare. E greu să dăm și noi cu presupusul care este echipa cea mai bună. Am văzut un plus în favoarea celor de la Moisil, de la Transilvania, pe care îl are Liviu. Eu compensez și spun că plusul meu merge către liceul sportiv, așa ca să fie egal și la cei doi comentatori. Cred că aceste 4 minute și 20 de secunde câte mai sunt până la finalul timpului stabilită pentru cele două reprize la finalul celor 40 de minute, să fie unul în care soarta jocului se va decide. O repunere a balonului în joc pe care o face arbitrul
Andrei Fodor și cei de la Sportiva au ajuns în posesia balonului, au primit indicații și la pauză și acum am văzut din partea domnului profesor Gheorghe Iclozan pentru a se apropia mai mult de poarta adversă. Ei se pot apropia de poarta adversă, dar ce facem cu apărarea care este cu mari probleme? Un fel de Schweizer până la urmă, na, ca să nu mai fie varză, dar cred că dacă vor reuși să se califice în faza următoare a competiției noastre, ei vor trebui să regândească strategia pentru sectorul de apărare. Și acum Grigorescu repune mingea în joc, mingea cade în preajma cercului median, resping de acolo sportivii, prea numărul 9, e vorba de Branea Bogdan, trimite fără adresă, câtă dăruire vedem în aceste momente, stimați telespectatori, pe echipurile și în evoluțiile jucătorilor antrenați de Claudiu Ghiura. Claudiu Ghiura ar trebui să se autocontroleze, să-și pună acel mecanism de autocontrol în funcțiune, deoarece a primit un avertisment pe parcursul primului mitan. Și nu știu dacă felul în care se manifestă nu l-a văzut bine. Arbitru. Da, nu l-a văzut, înseamnă că e și destul de speculant, să spun așa, Claudiu Ghiura a văzut că nu este. Iată! Gol! Gol anulat pentru că a fost o lovitură liberă indirectă. Este anulat, da. Este anulat arbitrul corect, de pe acea parte. Corect, a fost lovitură liberă indirectă, iar jucătorul celor de la Colegiul Transilvania au șutat direct pe poartă. Iată! Decizia... Nu e bine, dar în aceste momente ce face golkeeperul celor de la Transilvania, Grigorescu. Grigorescu trebuie să țină nervii în mat, că nu se manifestă așa un sportiv adevărat, nu trebuie să vocifereze, trebuie să-și ia locul, să stea în banca sa, să-și rea locul în poartă. Iată, cred îl calmează în aceste momente. Nu ne doream un astfel de aspect al competiției noastre și cred, așa cum am spus, iată, primește un cartonaș galben, Alex Alexandru, pentru gestul său nepotrivit la astfel de competiție. M-am uitat atent la arbitrii și am văzut faptul că anunțaseră că este lovitură liberă indirectă. Mă așteptam la gestul acesta și cred că cea mai bună soluție este ca arbitrii să fie cei care decid soarta acestui joc. 2-2. Da, a fost până acum per total, stimați telespectatori, un meci foarte frumos, un meci ca determinare de notă maximă, dar felul în care s-a manifestat anterior Grigorescu nu a fost bine, nu face cinste fotbalului, a fost gol anulat. Și cred că ar trebui să dea drumul și la cronometru, da, s-a dat drumul. Ce spuneam, va câștiga echipa care are nervii cei mai tari până la finalul jocului, indiferent dacă unii cunosc sau nu cunosc, să zicem, aceste probleme de regulament. Cred că portarul echipei de la Auto este cel care trebuie temperat, pentru că este nevoie de contribuția lui la evoluția până în final a formației sale. În toate intervențiile lui Grigorescu s-a văzut patima, s-a văzut pasiune, cum a etalat și în aceste momente când a fost nevoit să iasă din trebuturi. Acum Grigorescu, iată ce degajare prea acolo, Gros Andrei nu contabilizează foarte bine această minge care revine în posesia celor de la Sportiv. Lupu, lobă braziliană spre un coechipier, dar recepție precară, adică recepție zero a numărului 9 din trupa lui Clozan Gheorghe, vorba de Brane Bogdan. A spus Liviu că presiunea jocului este foarte, foarte mare, iar toți cei care evoluează sunt cu ochii pe cronometru, se gândesc la ce pot câștiga sau ce pierde la finalul acestei partide și, cum spuneam, orgoliile sunt foarte, foarte mari, cele două echipe se cunosc foarte bine, au mai evoluat în astfel de competiții și normal că niciunora, nici altora nu le convine să piardă jocul acesta, chiar în debutul competiției de aici, de la Sala Sporturilor. Miza și presiunea ce e generată de miza acestei partide își pune amprenta asupra mentalului fiecărui jucător dintre cele două formații. Acum s-a consumat o fază la marginea careului lui Achimeț Alin, golkeeperul formației
antrenată de Clozan Gheorghe. Optarul Toto Robert pasează pe bandă stângă la Marian Lupu, care alege varianta trimiterii balonului la Toto Robert. Toto Robert în brașma cercului median pasează paru 5 metri până la un coechiper. Răprimește același Toto Robert. Echipa care va greși mai puțin va merge mai departe spre fazele superioare ale competiției și echipa care va greși mai mult va pleca acasă sau va lua loc aici în preajma noastră în calitate de spectatoare pentru a viziona următoarele faze ale competiției. Vă reamintesc că primul sfert de finală are loc în aceste momente. CNS Cetate Deva, Colegiul Tehnic Transilvania 2-2 de la orele 15, Colegiul Tehnic Anghel Salini din Simeria contra celor de la Colegiul Tehnic Ovidiu Suceanu din Călan. Și cred că nu vor mai fi minute de prelungire, cred că vor fi direct lovituri de departajare pentru că, iată, timpul este foarte scurt, nu am discutat în amănunt cu Marius vis-a-vis de acest aspect, dar cred că la finalul celor 40 de minute vom avea lovituri de departajare, de penalitate sau cum doriți, lovituri care pot să te ducă în următoarea manșă sau să te trimită acasă. Va fi o serie de câte 3 lovituri de care va beneficia fiecare formație după ce se vor epuiza cele 3 lovituri, stimați telespectatori, și va fi rezultat de egalitate, va fi câte o lovitură pentru fiecare formație. Mai sunt 20 de secunde, Grigorescu! Salvează echipa sa atât cât o mai poate face Grigorescu. Iată ce intervenție ca în K1 a unui jucător de la Sportiv asupra numărului 3 din truba lui Gheorghe Claudiu. E vorba de Hens, care a avut de îndurat acolo o intrare în afara regulamentului, dacă vreți, stimați telespectatori. Cred că arbitru a lăsat faza să continue pentru că jucătorul de la auto și-a continuat faza, da? Și aici contează, cum știi, să profiți de fața respectivă. Foarte bine a gândit. Da, cel puțin rezultatul de pe tabelă arată că cele două formații sunt la egalitate. E, aici intervine, să zicem, efortul pe care trebuie să-l facă fiecare formație în a stabili posibilitatea de a penetra poarta echipei adverse. Vom vedea ce va decide fiecare dintre cele două formații, care vor fi jucătorii stabiliți să efectueze această fază, care este foarte importantă, modul în care ei s-au pregătit pentru acest moment important al unei partide de fotbal. Nu știu dacă sportivii s-au gândit înaintea acestei partide, stimați telespectatori, că vor ajunge contra celor de la Colegiul Tehnic Transilvania în faza loviturilor de penalitate. Nervi, ambiție și inspirație sunt trei cuvinte care vor fi la loc de cinste în aceste momente, fiindcă trebuie să ai nervi, trebuie să ai ambiție și noroc pentru a face față unei astfel de loterii, cea a loviturilor de penalitate de la 10 metri. Și aseară am văzut două lovituri de penalitate în meciul dintre Autobedamo Deva din Cupa României și United Galați, una ratată, una marcată. Stimați telespectatori, e deliciul publicului, e deliciul telespectatorilor. Până la urmă e spectacol, nu? Și atunci dacă avem și loviturile de departajare, nu pot fi decât cele care întregesc spectacolul de aici, de la Sala Sporturilor. Un spectacol care poate să arate o valoare recunoscută a unei formații. Ai dreptate. Se vor stabili, deci, cum spuneam, jucătorii care vor efectua. Cred că Cetate Deva și-a stabilit deja marcatorii, sau, mă rog, jucătorii care vor marca sau nu vor marca. De partea cealaltă, să vedem și formația de la Liceul Auto. Am văzut și celelalte două formații, din Călană și din... Da, am primit și eu un telefon acum care îmi spunea că Liviu este totuși, contrabalansează situația aici și că Liviu ține cu auto. Eu am spus că încă mai țin cu echipa care câștigă. O să spun Liviu la final cine este câștigătoarea. Dar e greu. Acum este chiar foarte greu pentru fiecare dintre noi să spunem că una sau alta dintre formații va
reușit să câștige. Îi văd îngândurați pe cei de la Sportiv, obosiți pe cei de la Auto. Toată șansa acum este în efortul portarilor, dar și în vârful bocancilor pentru cei care vor executa loviturile de penalitate. Spuneai că va fi spectacol, în rolurile principale vor fi Achimet Salin, golkeeperul de la CNS Cetate de Vă, și actor principal în continuare Grigorescu Alexandru, care a făcut de toate. Și care cred că își cere scuze acum pentru ieșirea din mijlocul reprizei secunde față de arbitrul Andrei Fodor. Bravo pentru acest gest. S-a hotărât... Ia să vedem. Grigorescu este un portar mobil, un portar elastic care etalează, care infuzează în fiecare intervenție multă patimă și multă dârzenie. Eu pe Grigorescu îl văd un câștigător, indiferent de cine va câștiga această partidă, un câștigător al acestui meci, îl văd un lucru bun, îl văd ca pe un lucru bun în această partidă, prin felul în care a evoluat și prin felul în care va presta în continuare când va fi pus la încercare de cei de la CNS Cetate Deva. Nu știu, eu n-am primit niciun... Prima echipă care va evolua, va executa lovitura de penalitate sau de departajare este Colegiul Tehnic Transilvania, jucătorul cu numărul 8, Ionuț Mihalache. Față în față cu portarul Alin Achimeț. Ionuț Mihalache față în față cu Achimeț. E sau nu e gol? O să spun peste vreo câteva secunde. Acum un pas, doi, și apără Achimeț. Ce frumos! Nu s-a mișcat de pe centrul terenului, de pe centrul porții. Achimeț a șutat Mihalache. Bună intervenția portarului Alin Achimeț. Ionuț Mihalache nu reușește să îl învingă pe portarul celor de la Sportiv. Și pentru acum, Liceul Sportiv. Branea Bogdan față în față cu Grigorescu. Branea Bogdan de la Sportiv. Grigorescu întinde mâinile. Să vedem dacă va ghici sau nu. Grigorescu apără! L-a citit pe Branea Grigorescu și scorul rămâne în continuare 2-2. Este un duel al nervilor, un duel al portarilor, un duel al... Spuneam că este presiune foarte mare și pe jucători. Mergem de la cea de-a doua lovitură pentru Colegiul Tehnic Transilvania, Andrei Grosu, jucătorul cu numărul 10, față în față cu portarul Alin Achimeț. Un jucător cu numărul 10, să vedem ce note vor da colegii după această execuție. Grosu, Achimeț apără! Văd suporteri ce își pun mâinile în cap. Tensiunea atinge cote maxime. Nu e glumă, nu ne jucăm cu cuvintele. Așa este. Trecem la următoarea lovitură. Pentru Liceul Sportiv, jucătorul cu numărul 6, Marius Lupu, față în față cu Alexandru Grigorescu, golkeeperul de la... Și gol! Gol! Să nu zici că nu sunt imparțial, a strigat odată pentru Colegiul Tehnic Transilvania, strig și acum, e 3-2. Șanse pentru jucătorul cu numărul 7 de la Auto, e vorba de Tiberiu Fiț, să restabilească egalitatea față în față cu portarul echipei adverse și Alin Achimeț este învins 3-3, este scorul și acum să vedem ultima execuție pentru cei de la Liceul Sportiv cu numărul 10, Denis Boldor este cel care va executa și reușește. Gol! Denis Boldor înscrie și trimite. Mare pentru Liceul Sportiv. Ți-am spus eu că să câștige Liceul Sportiv, Liviu, mai în glumă, mai în serios. Păcat pentru cei de la Colegiul Tehnic Transilvania că au ratat această oportunitate. Liceul Sportiv merge mai departe și cred că au luat o opțiune importantă în lupta pentru locul întâi la această ediție a competiției. Felicitări învingătorilor, cinste învinșilor, vă așteptăm peste câteva minute cu partida a doua din această zi dintre Colegiul Tehnic Ovidiu Sușanu și Colegiul Tehnic Anghel Salini. Vă așteptăm peste aproximativ 10 minute.